Lucru care ne apasă cel mai greu într-o încercare este ideea că e sens unic. Dacă ne îmbolnăvim și dacă ne îmbolnăvim grav, greu ne va fi să credem că ne vom reveni și va fi bine din nou. Așa ne spun cei de lângă noi, lasă că o să fie bine, îi spunea doctorul tatălui meu și mie mi-a șoptit, 3 săptămâni mai durează. Când intrăm într-o încercare, ceea ce ne apasă cel mai greu este gândul acesta că e sens unic, nu se întoarce înapoi. E o pierdere totală, este definitivă. Și totuși, Psalmul 43, versetul 5. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Iarăși îl voi lăuda. Păi da, pe ce se întemeiază încrederea asta a ta? L-au întrebat pe Ezechia. Nu vezi că ești nimeni, că ai nimic și ești în fața unei forțe totale? Pe ce se întemeiază? Înțeleg încredere, dar trebuie să ai și un pic de minte. Nu e clar că n-ai pe ce să te rezemi. Dar el nu se rezema pe număr sau pe putere, ci se rezema pe Dumnezeu. Nădăjduiește, ai încredere în Dumnezeu. Iarăși îl voi lăuda, spune Psalmul. Nu mai vin înaintea dumneavoastră astăzi și a audienței noastre apăsat de gândul că nu voi putea să aduc aici ce mi-a pus Dumnezeu pe suflet, așa, doar câteva lucruri și nu mai vine apăsat de gândul ăsta. Și să vă spun de ce. Duminica trecută am participat la concertul lui George de la Kennedy Center și când serveam masa, la masa a fost o personalitate cu noi acolo și a fost întrebată, și eu am intervievat cam 11-12 persoane, am vrut să știu cu ce au rămas din toată treaba aceasta, numitorul comun a rămas cu prezența lui Dumnezeu, cumva. Asta a fost tot. Dar persoana aceasta care a fost la masă a fost întrebată care a fost piesa care v-a plăcut cel mai mult, dacă spuneți că a fost așa de extraordinar. Care a fost piesa care v-a plăcut cel mai mult? Această persoană care venea din regatul unui, din Anglia, care nu știa niciun cuvânt în limba română, a spus că mi-a plăcut acea piesă în limba română. Acea piesă în limba română, da. Ce ai înțeles? Nimic. Dar de ce ți-a plăcut? Dânsa a spus, o așa trăire n-am avut în viața mea, a tremurat sufletul mine. Era cântarea, nu te îndoi, ci crede. Și dânsa n-a știut nici măcar un singur cuvânt, dar a spus, la fiecare silabă, la fiecare cuvânt, am trăit ce era acolo. Și după aceea am spus, zic, îmi dai voie să-ți traduc despre ce a fost vorba. Și am tradus la masă, și a pus mâinile în cap. Acum înțeleg! Și am rugat, chiar i-am spus lui George, te rog, data viitoare, zic, pune textul în engleză ca să știe oamenii despre ce este vorba în această cântare. Ce am învățat de acolo? Am învățat că Duhul lui Dumnezeu nu are nevoie de traducători. Nimeni. Eu nu sunt traducătorul Duhului Sfânt. No. El lucrează direct la inima noastră și ne face să trăim și să înțelegem cuvântul acesta pe care ni-l dă Dumnezeu cu sau fără mijloacele acestea. Îmi aduc aminte de copila noastră. Era micuță, 2 ani și ceva, pe cobor și la radio cânta balada maghiară. Eu simțeam fiori în tot corpul. Ea se juca în lumea ei. Când a ascultat lucrul acesta la radio, se oprește și se întoarce spre mine. Tată, cine a murit? M-a întrebat. N-a fost la conservator, n-a fost nicăieri. Dar m-a întrebat, cine a murit, tată? Și am avut un cuvânt. Aceeași încredere mare o am în sufletul meu, că Duhul lui Dumnezeu va lucra la inimile noastre, la mintea noastră, ne va deschide ochii și sufletul să înțelegem cuvântul său. Miniseria noastră, intitulată Daniel pe marginea gropii, a fost o simplă introducere. Și este.
Vreau să spun o simplă introducere, absolut simplă introducere. Dumnezeu ne aduce într-o galerie de valori nemai auzite, de lucruri prețioase, de neimaginat, care sunt toate prezente aici, iar noi, asemenea unui copil, alegem o anume jucărie dintre toate, care ni se pare nouă mai potrivită pentru sufletul nostru. Am stat împreună cu Daniel când urma să fie aruncat în groapa cu lei, pe malul gropii, și astăzi vom sta din nou pe malul gropii, unde, dacă ai fi întrebat pe cineva, crezi că omul ăsta o să mai fie înapoi pe malul gropii? Nu, în două minute nu va mai fi omul ăsta. Niciodată nu o să fie înapoi pe malul gropii. Nu, iarăși îl voi lăuda, zice psalmul. Și iată-l pe Daniel de data aceasta nu mergând de pe mal în groapă, ci de pe groapă pe mal, din groapă pe mal. Acesta este Domnul. Fiindcă mântuirea nu este un fenomen, nu este un loc, nu este o stare, ci este o persoană. Dumnezeu este mântuirea mea. Așa spune cuvântul său. Răsplătirea nu este ceva, ci este cineva. Eu sunt răsplata ta, cea foarte mare, a spus Domnul. Și Daniel este aici. Dar ceea ce aș vrea să învățăm cu această ocazie, mă uit atent și la ceasul acesta, ce aș vrea să învățăm cu această ocazie este un lucru pe cât de simplu, pe atât de totalmente important, și veți vedea că avem un exemplu dramatic aici în acest cuvânt al lui Dumnezeu, care ne arată cât de important este lucrul ăsta. După ce Daniel a dat bună ziua împăratului, a fost dată piatra la parte și a dat bună ziua împăratului, sunt unii care se ocupă cu digestia leilor, care mănâncă oameni, lăsați-i pe ei să ocupe treaba asta. Noi să ne lăsăm învățați. Ce învățăm de aici este întrebarea. Restul cu zoologie lăsăm pe alții să se ocupe. Ce învățăm de aici? După ce a dat bună ziua împăratului, care a fost primul lui cuvânt? Ați văzut că împăratul a întrebat. Nu a zis, Daniele, ești bine sănătos? Nu era normal să întrebi așa ceva? Dar nu a întrebat acest lucru. Pentru că nu era acesta subiectul. Subiectul nu sunt eu sau tu, nici măcar noi. Împăratul a întrebat altceva. Asta este. Despre Dumnezeu e vorba. El este subiectul. Când omul ajunge să fie subiectul, aceasta este idolatrie. Cumplită idolatrie. A putut Dumnezeu? Aceasta e marea întrebare. Care a fost primul lui cuvânt? Cine ne spune? După ce a dat bună ziua, să trăiești împărate, bună ziua. Care a fost primul lui cuvânt? Acesta este. Dumnezeu, Dumnezeul meu, a închis gura leilor. Acesta este primul cuvânt. De ce are atâta însemnătate? Vreau să vă întreb, iubiții mei, care zi credeți că este mai periculoasă? Ziua aceea când stăm pe marginea gropii și urmează să fim aruncați în groapa cu lei, aceasta putând să însemne un spital, un tribunal, o închisoare, un cimitir, orice fel de pierdere, cum observăm în Libia și în alte țări, catastrofe nemai auzite, mii și mii de oameni îngropați de vii, necați de vii. Este aceea ziua cea mai groaznică pentru Daniel când urmează să fie aruncat în groapă, sau este o altă zi mult mai periculoasă decât aceasta? Ce poate fi mai periculos decât să fie aruncat la lei de viu? Poate să fie ceva mult mai periculos, și anume să fii scos dintre lei întreg și nevătămat și să uiți de Dumnezeu. Iubiții mei, ați fost la studiul nostru biblic aici. Ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea, care este ziua aceea cearea? Cine vrea să-mi spună? Care este ziua cearea? Ieri mi-a scris cineva, zice, vreau să ne explicați ce înseamnă ai păzi cuvântul răbdării mele. Și am scris acolo. Acum vă întreb pe voi aici, care este ziua cearea la care face referire Biblia? E o zi în viață, e una din, nu este una dintre zile, e ziua, e articula hotărâtă, aceasta e unul. Ziua cearea, care e ziua aceea? Astăzi când uităm drumul, scrie chiar acolo în Scriptură. O să citim la încheierea noastră. După ce veți fi biruit,
totul. A fost un studiu biblic al nostru de astăzi. Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit, după ce veți fi biruit totul, e cea mai periculoasă zi imaginabilă. Pentru că atunci un om poate să alunece ușor în partea eului lui sau să rămână credincios lui Dumnezeu. Este o ispită groaznică. Ești în stare să-mi explici așa ce? Nu, este cineva aici. Era deja în sistemul lui, era busola sufletului lui, imediat s-a îndreptat spre Dumnezeu. Wow, ce minune ați făcut apostolilor! Ce vă uitați la noi? Nu în numele nostru s-a întâmplat treaba asta. În numele altcuiva, noi suntem liberi de așa ceva. Acest lucru este esența tuturor lucrurilor. Aceasta e ziua cea rea, iubiții mei, după ce veți fi biruit totul. Nu când te aruncă la lei, este ziua cea rea, ci când ești scăpat de lei sau scăpat de la moarte sau scăpat din primejdie și uiți să vorbești de Dumnezeu. Aceea este ziua cea rea. Daniel este într-o mult mai cumplită primejdie acum când este scos din groapă decât atunci când a fost aruncat în groapă. Mult mai mare e primejdie, se numește ziua cea rea. A biruit totul, dar dacă nu va birui să țină privirea ațintită la Dumnezeu și se va uita la sine și va spune puterea mea sau neprihănirea mea sau înțelepciunea mea mi-au dat aceste lucruri, dacă va aluneca aici, ziua cea rea, a căzut. Zadarnică este toată lucrarea aceasta. Zadarnic este planul lui Dumnezeu care este în spatele acestei lucrări. Totul se prăbușește sau rămâne în picioare funcție de un singur lucru. Marele subiect este Dumnezeu. Și, iubiții mei, noi nu facem lucrul acesta, noi nu suntem Daniel să ne arunce în groapa cu lei. Dar avem și noi niște nimicuri în viață. Te duci la servici și te întorci întreg acasă. Și ți se pare că ți se cuvine așa ceva. Și unul s-a dus la servici și nu s-a mai întors întreg acasă și atunci îți dai seama că nu ți se cuvine așa ceva. A, da. Vă spuneam că m-a întrebat într-o dimineață un frate la Loma Linda. Bună dimineața, frate Gheorghe, bună dimineața, dânsul făcea programul. Frate Bătoi, cum vorbea dumnealui, frate Bătoi, ați urinat azi dimineață? Ce ai mâna, Petrică, de te ocup cu chestia? Ați urinat azi dimineață? Păi bineînțeles că am urinat, zic, am sărit în pat drept la beceu. Și dânsul după aceasta, și ați mulțumit lui Dumnezeu? Alta acum, zic. Toată lumea se duce la veceu. Nu toată lumea, eu nu mă pot duce. Pentru mine au fost niște chinuri teribile și dumneata ai sărit în pat drept acolo și... Așa e, Nea Petrică, zic că am uitat să mulțumesc. Nici nu m-am gândit în viața mea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru treaba, dar vreau să ții minte acum, zic. Vreau să ții minte lucrul ăsta. Acestea sunt micile încercări în care sufletul nostru este școlit de Dumnezeu, este antrenat de Dumnezeu, cum să îndrepte conștiința spre Dumnezeu în fața oricărui lucru. Bine, asta am înțeles despre succes, biruință, că mi-a spus cineva de la Pitești, Doamne, mă enervez cu atâtea succese care povestești peste tot. Mai spune și ceva nenorociri. Și am zis, zic, am de povestit. Dar și în succese și în nenorociri, numitorul comun rămâne Dumnezeu. Ați observat spre cine s-au îndreptat cuvintele lui Iov în mijlocul cele mai cumplite nenorociri când i-au murit toți copiii? Cine dintre noi ar vrea să mai trăiască după o zi ca asta? Cine dintre noi ar zice, Doamne, pune-mă în locul, cine a murit eu în locul tău? Cine n-ar spune lucrul ăsta? Dar ați observat ce a însemnat umblarea cu Dumnezeu o viață întreagă, ce a însemnat această educare a sufletului nostru să se îndrepte spre Dumnezeu când a venit nenorocirea aceea peste el? Primul lucru, cum a zis? Tare! Asta este. Domnul a luat, a dat, nu contează, numitorul comun este Domnul. Așa s-a întâmplat aici. Chiar așa mare importanță are lucrul ăsta? Dacă lucrul ăsta nu are importanță, nu mai e nimic cu importanță.
Cum a spus Dostoevski, dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Dacă lucrul ăsta nu are importanță. Și haideți să mergem într-un loc, să ne dăm seama una din cele mai dramatice pagini ale Scripturii, să ne dăm seama ce importanță are lucrul acesta. Vom merge împreună în cartea a doua cronicilor. Vom întâlni un om care a fost bolnav pe moarte și a fost convins că este one way și a zis, nu puteai să alegi un timp mai rău pentru a muri decât ăsta. Când eram cei mai frumoși ani ai vieții mele, când toate erau la locul lor, acum, asta este Ezechia, s-a întors cu fața la perete și a spus, nu sunt de acord cu timpul acesta pe care l-ai ales, nu e bun, nu e bine, nu e bine lucrul ăsta. Bine, dacă nu e bine, să ne întoarcem. Ce face Dumnezeu din lucrul acesta? Nu departe de ei locuiau babilonienii care se închinau la soare. Dumnezeu folosește ocazia aceasta ca să le trimită un mesaj acestor oameni care se închinau la soare și le spune, uite, soarele are un șef. Este cineva peste el, cineva care l-a făcut și cineva care îi comandă când să meargă sau când să se oprească. Și zice cărcotașul, cum să se oprească soarele, să dărâmă una alta? Studentul îi spune lui John Lennox, asta ar contrazice legile Universului. Care dintre ele? A întrebat Lennox. Habar n-are legile Universului. Da. Așa se întâmplă aici. Și Scriptura spune în 2 Cronici 32, 31, imediat a fost observat, a fost un eveniment astronomic fantastic și spune aici în versetul 31, căpetenile Babilonului au trimis soli imediat să întrebe de minunea care avusese loc în țară. Nu e vorba de minunea care a avut loc cu el că s-a făcut sănătos, e vorba de minunea care a avut loc în țară, când soarele s-a mutat într-un fel sau altul. Oh, nu se poate. Lasă ceasul nicarul să dea ceasul înainte, înapoi, e treaba lui, el să joacă cum vrea cu ceasul. Nu se întâmplă nimic. Dar ei au văzut treaba aceasta. Și a venit acolo imediat să întrebe de minunea care a avut loc în țară. Care era subiectul aici? Cine îmi spune? Dumnezeu era subiectul. Când a vorbit Ezechia cu ei, care a fost subiectul? That's me. Are importanță dacă învățăm această școală frumoasă? Are însemnătate dacă, așa cum învățam la școala de sabat, absența lui Dumnezeu ne arde ca telefonul care l-am pierdut și l-am uitat? Aoleu, când am luat servieta pe umăr la coborârea din avion și a fost mai ușoară decât de obicei, am știut că e computerul pierdut undeva, într-un munte de computere, cum mi-a spus cineva, e un munte, n-ai cum să-l mai găsești acolo. L-am găsit până la urmă, dar am răcit, vreau să spun. Mi-a răcit sângele imediat și la fel simți cu telefonul când ai pierdut telefonul. Ce-ar fi să aplicăm lucrul acesta la prezența lui Dumnezeu? Ce-ar fi să ne rugăm, ajută-mă să sar ca ars când din predica mea vei lipsi tu și voi veni eu în fața acestor oameni, când subiectul voi fi eu sau noi în fața lumii și nu vei fi tu, ajută-mă să sar ca ars, absența ta să mă ardă imediat. Dacă lucrul ăsta nu are importanță, nimic nu mai are importanță. A venit imediat profetul Isaia la el și a spus care a fost subiectul. Și Ezechia spune, păi, subiectul a fost cine mis. V-am spus de o conferință la care am fost și avea un banner acolo mare pe care scria This is who we are. Asta era invitația către lume. Aceștia suntem noi. Ați mai găsit în Biblie undeva lucrul ăsta? Cum? Ce zice la Odiseea? Iată cine mis. Am ascultat o predică lungă. Numele bisericii a fost rostit? N-am numărat, da, ceva zeci de ori. Numele lui Dumnezeu? Niciodată. Suntem în atâtea țări.
avem atâtea școli, suntem în atâtea locuri, facem cu tare lucru, se întâmplă cu tare lucru, niciun cuvânt despre Dumnezeu. Vreau să vă întreb deschis, iubiții mei, credeți că Laodiceea era bogată sau nu era bogată? Păi cum poți să fii, dar n-ai cum să-ți pierzi mintea în halul ăsta, încă să trăiești în lumea aceasta a unei paranoia, a unei boli mentale teribile. Am avut o predică intitulată Paradisul nebunului, nebunul e în paradis. Dar nu e niciun paradis acolo, dar dacă e nebun la cap, el zice că e în paradis. Vreau să vă întreb și m-aș bucura mult de tot să avem un pic de comunicare aici. Laodiceea era bogată sau nu era bogată? Sau nu era sănătoasă la cap? Nu este sănătoasă la cap când zice, uite cine mis. Ce nu e adevărat că ea este în atâtea țări și nu e adevărat că ea face un lucru sau altul? Nu e adevărat lucrul ăsta? E adevărat! E adevărat, numărați și vedeți că e adevărat! Dar toate aceste lucruri, fără Hristos, face din cel mai bogat om, care nu duce lipsă de nimic, cel mai nenorocit, ticălos și orb dintre oameni, fără Hristos. Ea, într-adevăr, nu este săracă datorită a ceea ce nu are, pentru că ea nu duce lipsă de nimic. Ea este săracă pentru cine nu are ea. De acolo vine sărăcia ei. Și indiferent ce ar avea cineva, ce ar fi cineva, când lipsește Dumnezeu, e cea mai cumplită sărăcie imaginabilă. Revenind la exemplul acesta cumplit, după ce te-a scăpat Dumnezeu de la moarte, te-ai jelit ca un porumbel, ai gemut ca o fiară rănită, ăsta e Ezechia. Și te-a scăpat Dumnezeu. Și acum îi spui, pleacă de aici că am treabă, vreau să le arăt la oamenii ăștia cine sunt. Haideți încă, vezi ce am eu aici, deschidem aici. Wow! Zice, vezi, a zis, biserica a desfăcut tezaurul acolo. Zice, biserica nu mai poate să zic că astăzi scapă vremea lui Petru, aur și argint n-am. Ia uite ce e aici. Și cineva a continuat, zice, dar nu mai poate zice nici ceea ce a zis biserica mai departe. Dar ce am îți dau în numele lui Iisus, ridică-te. Nu poate să mai zică nici treaba aceasta. Ezechia face lucrul ăsta. Isaia îl întreabă care a fost subiectul. Ezechia spune, euul meu a fost subiectul. Eu sunt subiectul. Am spus cine sunt, am spus ce am, am spus ce putere am, am arătat absolut toate lucrurile. Bun. Uite, vreau să spun ceva, îi spune Isaia. Tot ce are un om fără Dumnezeu nu mai are. Ți-ar fi greu să crezi că nu mai ai nimic din ce ai, dar nu mai ai nimic. De ce? Lipsește Dumnezeu. Și atunci el îi spune așa, uite, fii atent, ascultă cuvântul Domnului, nu al omului. Vor veni zile când oamenii aceștia vor lua de aici absolut tot ce ai arătat astăzi. Dovadă că tot ce ai arătat astăzi nu mai există, nu este al tău. Tot ce ai arătat astăzi. Sănătatea, averea, puterea, faima, toate pe care le-ai arătat astăzi nu mai sunt ale tale. De ce? E fără Dumnezeu. Lipsește Dumnezeu. Va veni ziua în care el s-a lăudat. Ia uite ce copii am, ce băieți, ăștia vor prelua lumea, conducerea, trebuie, nu știu ce. Fii atent ce se va întâmpla. Copiii aceștia fără Dumnezeu, deci faptul că tu ai stat înaintea lumii fără Dumnezeu, ai stat în euul tău, sunt bogat, sunt așa, pe dincolo. Faptul că ai făcut așa ceva, ți se vor lua copiii. Tineretul bisericii va fi deturnat. Și ce se va întâmpla cu ei? Vor fi neutralizați mental și spiritual. Zice, vor fi făcuți fameni, spune acolo. Neutralizați înseamnă să nu mai știe cine sunt. Nu mai au identitate, nu mai știu ce înseamnă familie, nu mai știu ce înseamnă sex, nu mai știu ce înseamnă societate. Ce este omul? Nu știm încă, nu avem nicio definiție. Deci vor fi luați de la tine și vor fi făcuți neutri. Ei niciodată nu vor ști ce sunt sau cine sunt și vor deveni ceea ce vor vrea să facă din ei acești oameni. Ai știut că în momentul când ai arătat averile acestea ar fi trebuit să nu spui sunt ale mele. Trebuia să nu uiți de taică-tu.
erau și ale părinților tăi. Tu nu ai venit aici așa pe farfuria uscată. Tu ai venit aici, a fost averile părinților tăi, a fost învățăturile lor, a fost nopțile lor de rugăciune, a fost studiile lor, n-ai pomenit nimic. Faptul că n-ai adus pe Dumnezeu în lucrurile acestea, oamenii aceștia vor lua tot ce au zidit părinții tăi, sufletește, administrativ, moral, spiritual, tot ce au făcut părinții tăi vor căra în Babilon. Și i-a spus un cuvânt cumplit, nu va rămâne nimic. Absolut nimic. Vă întreb din nou, iubiții mei, are importanță sau nu prezența lui Dumnezeu în discursul vieții noastre? O biserică plină cu de toate, care se laudă cu de toate, dar n-are pe Dumnezeu pentru că este la ușă, biserica aceea a pierdut absolut tot. Nu va rămâne nimic, nimic, nimic. Averile ei toate vor fi cărate în tribunale, în procese de zeci, de milioane și miliarde și așa mai departe. Tineretul ei va fi făcut pulbere. Nu rămâne nimic. Nu rămâne nimic. De ce? Dumnezeu a fost absent. Singurul care putea să păstreze valorile acestea, erau mari valori. Ezechianu era un om nebun la cap care să vorbească așa, umblă de spuia și spune că e îmbrăcat ca împăratul. Nu, el a arătat valori reale. Și a deschis tezaurul, uitați-vă ce este aici. Deci el n-a vorbit imaginar. Dar toate averile și valorile unei biserici, unei denominațiuni, unei persoane, din al cărei discurs lipsește Dumnezeu. Ascultați bine predicile care sunt predate din locul acesta, ascultați cântările, rugăciunile care se înalță, urmăriți un singur lucru pe care l-au urmărit grecii când au spus am venit să vedem pe Iisus aici. Asta este. Ia, acolo era Sfântul Petru, Sfântul Filip, dar nu. Noi am venit să vedem pe Iisus. Are mare, are toată însemnătatea lucrul acesta și să cerem de la Dumnezeu din toată inima noastră ca prin harul bunului Dumnezeu totdeauna discursul nostru să înceapă cu numele Lui și cu prezența Lui și cu mulțumiri la adresa Lui. Am un prieten care lucrează în cele mai înalte straturi ale societății umane pe planeta asta și îmi scria back and forth. Mă duc să fac cu tare lucru, fac cu tare lucru, am făcut cu tare lucru, vreau, o fac, mă voi duce și voi face așa și voi face pe dincolo. Și am scris, liniuță, dacă va voi Dumnezeu. De așa scrie în Iacov, să nu spui că mă duc nu știu unde, nu te duci. Dacă va voi Dumnezeu, te duci. Dacă nu, te întorci. Și acum mi-a scris ieri. Zice, pe data de voi reveni în Statele Unite ale Americii și punem paranteză, dacă va voi Dumnezeu. Și am scris, nu să punem paranteză treaba asta. Asta să pune la început. E primul lucru pe care trebuie să-l învățăm, să-l înălțăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Iubiții mei, să recitim cuvântul învățat astăzi. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu. Ce înseamnă toată armătura lui Dumnezeu? Înseamnă prezența lui Dumnezeu. Acolo e totul. Prezența lui Dumnezeu. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Care este ziua asta? Să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Nu există încercare mai grea. Nu există zi mai primejdioasă în viața cuiva decât după ce a scăpat de la moarte sau după ce a împlinit destinul vieții lui. Nu există o zi mai periculoasă decât aceea în care el să uite de Dumnezeu. Și nu există o zi mai frumoasă. Nu există putere, nu există frumusețe și bogăție adevărată decât în mărturia unei vieți prin care și din care strălucește Dumnezeu. De aceea Darius n-a întrebat pe Daniel de sănătate, ci a întrebat despre altceva, despre Dumnezeu.
acest lucru să se întâmple cu mine și cu tine. Te rugăm din toată inima, Tată Ceresc, să așezi în noi știința aceasta dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Hristos, în care Tu, Tată iubit, să strălucești în tot ce se întâmplă în viața și ființa noastră, indiferent pe unde trecem în viață, fă ca mintea noastră și conștiința noastră să se îndrepte spre Tine, Doamne Dumnezeule. Ajută-ne ca atunci când oamenii ne vor vedea și vor cunoaște viața noastră, să învețe ceva despre Tine. Fă, Doamne, ca cel din tâi și cel din urmă în viața și ființa noastră, bine sau rău, să fii Tu și numai Tu. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.